10 copii au fost salvați de jandarmii montani după ce mașina în care se aflau a derapat și a alunecat în șanț în stațiunea montană Muntele Mic. Incidentul a avut loc din cauza că șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum afectat de viscolul puternic, de altfel spun autoritățile. Copiii din Timișoara, cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani, erau în timpul unui program de pregătire fizică împreună cu antrenorul lor. Niciun copil n-a avut nevoie de îngrijiri medicale. 2 ore le-a luat însă jandarmilor, ajutați de voluntari, să scoată autoturismul acela din nămeți și să-l aducă înapoi pe șosea. Apoi au escortat mașina plină cu copii până la destinație. Autoritățile îi avertizează pe turiști să circule cu prudență, mai ales că în zona montană a județului Caraș-Severin, stratul de zăpadă măsoară jumătate de metru, iar troienele depășesc și 2 metri înălțime.